A fost liniște la serviciul județean de ambulanță Olt în ziua de Paște, dacă în alți ani telefonul suna în continuu, iar numărul solicitărilor se dubla în această perioadă, anul acesta pandemia de coronavirus i-a făcut pe oameni să fie mai atenți și mai ponderați la consumul de alimente și alcool. Însă, având experiența anilor trecuți, medicii s-au pregătit totuși, așteptându-se la un val de solicitări. Am avut 42 de echipaje operaționale de B2, adică echipaj cu asistent, 6 mașini de ambulanțe de tip C2 cu medici și 9 de tip A de transport. 129 de asistenți, 115 ambulanțieri și 13 medici s-au implicat complet în asigurarea stării de sănătate a populației. Astfel, în prima zi de Paște, numărul intervențiilor la ambulanța Olt a scăzut cu aproape 50% față de anul trecut. Puțin peste 100 de apeluri au fost înregistrate duminică la 112. Luni, în cea de-a doua zi de Paște, solicitările au fost ceva mai multe. În a doua zi de Paște, în schimb, numărul de solicitări a crescut față de prima zi, în prima zi 110 solicitări, în a doua 135 de solicitări. Au predominat colicile abdominale, colicile biliare, ingestiile de alcool, bolile cronice acutizate, diabetul, insuficiența cardiacă. Dacă în alți ani medicii interveneau la multe cazuri de excese alimentare și come alcoolice, de data aceasta situația a fost diferită. Au fost doar câteva cazuri de persoane care au exagerat cu mâncarea și alcoolul, iar numărul agresiunilor a fost și el scăzut în comparație cu alte perioade. Cu 40-45% față de anul trecut. La jumătate numărul de cazuri. Numărul de cazuri de solicitări. Da, deci populația a înțeles în mare situația în care ne aflăm și s-au conformat. Pentru că se apropie 1 mai, iar românii obișnuiesc să petreacă această sărbătoare națională cu mici și bere, medicii de la ambulanța Olt îi sfătuiesc pe oameni să rămână la fel de precauți, pentru a evita să ajungă la spital în plină criză sanitară.